Anul 1918 este cel mai important din istoria țării noastre. Este anul în care s-au pus bazele României mari, fapt realizat la 1 decembrie la Alba Iulia. Despre aceste momente au aflat și elevii școlilor gimnaziale din Talpa și Găleten, care au venit în vizită la Muzeul Județean. Mai mult, în povestea unirii de la 1 decembrie este inclus și municipiul Alexandria. La 6 noiembrie 1918, când intră în orașul Alexandria generalul Nerel în fruntea trupelor franceze, găsește un oraș liber, dar un oraș încântat de venirea francezilor. Un oraș pregătit cu flori, cântând de către elevii școlilor Marseieza, sunt adulați, trupele franceze, pentru că tot drumul De la intrarea în oraș până la primărie este un drum al victoriei. După lecția de istorie, cei mici au fost invitați la un atelier de pedagogie muzeală. În cadrul acestuia, elevii au învățat să confecționeze cocarde. Mie mi-a plăcut când l-a arătat pe rege și pe regina. Ce ai învățat-o astăzi? Despre 1 decembrie, Unirea cea mare. Și ziua României, bineînțeles. Da. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult din lecția de istorie la care voi ați luat parte astăzi? Cu ce informație ai rămas tu? Despre regină și rege. După care ați trecut în atelier și văd că aveți toți în piept ceva frumos. Ce ați făcut? O cocoardă. În urmă cu 104 ani, în 1918, la Alba Iulia, a avut loc mare adunare ce a votat unirea Transilvaniei cu România și a consfințit ceea ce acum numim România Mare.